Doamnelor și domnilor, bună ziua! Numele meu este Lizeta Oprea, vă spun bun găsit la Adevărul Financiar Live. Astăzi vă propun să cunoaștem povestea lui Sorin Moldoveanu, un antreprenor care se ocupă de business-uri cu sau în domeniul costumelor la comandă. Da. Bună ziua și bine ai venit, Sorin Moldoveanu! Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Cu drag! Mi-a atras atenția atunci, înainte să începem emisiunea, să spun costume la comandă pentru domni și doamne, lucru și pe doamne, care ai văzut da. Că nu l-am făcut. Da. De ce ai vrut să subliniez acest lucru? Pentru că atunci când am început business-ul, pe zona feminină, am fost primii care am încercat să aducem acest serviciu în sistem made to measure, adică cu costume de-a gata, cămăși de-a gata, să luăm măsurătorile. Cum a pornit ideea businessului Sir Ludovic? Așa se numește businessul tău. Da, da, Sir Ludovic este numele businessului. A pornit dintr-o pasiune a mea. Numele a fost inspirat de la bunicul meu, numele său era Ludovic, a fost croitor la bază. Iar după momentul în care el nu a mai fost, la o perioadă de timp m-am regăsit în această zonă, pentru că am lucrat în domeniu, mi-am perfecționat lucrul cu oamenii, cu costumele, cămășile la comandă, cu a oferi acest serviciu premium oamenilor și la un moment dat am ales să merg pe cont propriu. Am plecat alegând acest nume pentru că am dorit să rămână ideea de familie, pentru că astfel de business-uri sunt de obicei legate de ideea de familie, au această apartenență. Bunicul meu fiind croitor, mi s-a părut foarte potrivit să folosesc numele lui pentru afacere. Am adăugat și apelativul Sir, făcând așa, creând un nume la început destul de surprinzător, iar acum foarte multe persoane îl consideră unul foarte interesant ca și asociație. Mai târziu mi-am dat seama că regele Ludovic al XIV-lea al Franței a fost cel care a decretat pentru prima dată în istorie ca subaltenii să poarte o anumită ținută formată dintr-o jachetă, un pantalon, o anumită cămașă și o băscuță. Așadar, asocierea de nume s-a dovedit a fi foarte bună, iar primul showroom a fost chiar pe căderea Bastiliei, adică o altă legătură. Așa au apărut primii pași, din dorința mea de a face ceva pe cont propriu, iar apoi m-am legat de zona de familie pentru a stabili un nume. Ce valori ai moștenit de la bunicul tău? Munca, în primul rând. Adică, deși până la vârsta de 5 ani l-am cunoscut, adică eram destul de mic, însă apoi în familie au rămas poveștile despre bunicul meu, care era un om foarte muncitor și a ajutat familia foarte mult. Iar mai târziu am păstrat aceste valori, adică apropierea de familie, să-mi cultiv mereu dorința de a munci pentru a obține ceva cu o valoare foarte bună și o valoare palpabilă în drumul meu în viață, în același timp dorindu-mi și să am liniște pe toate planurile, adică să existe un echilibru pe toate zonele. Ai pornit business-ul, îmi spuneai, cumva la finalul lui 2015, dar bazele concrete au fost puse la începutul anului 2016, atunci da. Când tu aveai cât, 28 de ani sau 27? 28, da, 28. 28, exact. Da. Cum s-a întâmplat asta? Adică cum ai pornit concret, în afară de faptul că știai că bunicul tău a lucrat în același domeniu? Cine te-a sprijinit? La 28 de ani nu e chiar foarte ușor să pornești un business, să nu pornești e foarte pe ușor, calea însă asta. Mă îndoctrinasem cumva din online, pentru că citeam foarte mult presa care susținea antreprenorii la început de drum. Citeam foarte multe povești despre antreprenorii la început de drum și practic m-am îndoctrinat cu această dorință de a reuși pe cont propriu să fac ceva de la zero.
Așa am decis să pornesc la drum, pe lângă faptul că am fost inspirat de către bunic. Iar începuturile le-am stabilit prin 2015, la final, când am ales să iau o chirie într-o locație. Am dorit neapărat în sectorul 1 al capitalei. A fost pe căderea Bastiliei, o locație pe care am, la care am convenit în septembrie 2015. Apoi am pus bazele afacerii, deci cumva așa m-am motivat, luând o chirie într-un loc, m-am motivat că nu, mi-am tăiat toate podurile, adică nu mai aveam cum să mă întorc. Deja plăteam, deja eram pe minus, deci trebuia să merg înainte, nu mai aveam cale de întoarcere, așa am ales să fac. Adică din toate părțile să-mi tai toate punțile și să nu iau decât înainte, cu marea dorință de a reuși. Iar în 2016, în ianuarie, am avut primul client. Mi-aduc aminte și acum, o pereche de pantaloni și o cămașă. După atâtea luni, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, abia în ianuarie, un pantalon și o cămașă erau binevenite, dar destul de greu de pus pe foaie să vedem în ce stadiu suntem. Bine, suntem, eram singur. Am fost ajutat de părinți, de familie. Asta vreau să te întreb. Cei care se uită la noi, cred că mulți au visul ăsta de a porni o afacere cât mai curând, înainte de 30 de ani. Cât se de avertizez repede... că nu e ușor. Da, asta vreau să zic. Care au fost provocările pe care ai, prin care ai trecut și, mai important, de unde ai avut buget? Pentru că știu că ai început business-ul tău cu 20.000 de euro. Bani, da, pe care nu toți tinerii sau majoritatea tinerilor nu îi au. Dacă întreabă 20 de prieteni, probabil o să-i aibă. De la părinți, aveam câteva resurse personale strânse din anii în care am lucrat tot în domeniu înainte, iar apoi de la părinții mei, care m-au ajutat, m-au susținut financiar în acest demers. Am simțit așa o neliniște în momentul în care am primit suma de bani pentru a începe, însă niciodată, nu știu... Asta cred că a contat foarte mult. Niciodată nu am simțit ceva negativ, mereu pozitiv, mereu. Vei face, vei învinge, ești ok, nu te lăsa bătut și așa mai departe. Și asta a contat foarte mult pentru mine, pentru că în momentele incipiente, toți cei care vor să înceapă o afacere știu foarte bine sau vor ști dacă nu au început încă, este foarte dificil și din punct de vedere psihic. Adică pe lângă... Era cumva presiunea că, na, practic erau niște bani destul de mulți. Erau toate presiunile. Erau și presiunea de bani, era și presiunea de, na, văd ceilalți oameni dacă reușești sau nu reușești. Însă citeam peste tot că, na, oamenii puternici, dacă nu reușești, se ridică, o iau de la capăt și așa, dar când ești tu în postura aia, nu vrei să cazi, pentru că nu știi dacă te mai ridici și simți că dacă ajungi jos e greu să revii și așa mai departe. Adică e destul de dificil și trebuie să-ți găsești toate uneltele astfel încât să rămâi într-un echilibru și să fii ok cu tine însuți. Care au fost provocările începutului? În afară de provocarea psihică, am trecut și am înțeles cu bugetul, prietenii, părinții, am făcut rost de 20.000 de euro. Păi clienții. Nu clienții, pardon. Prietenii și părinții ți-au și clienții au fost cea mai mare provocare. Nevoia Evident, de a avea, da, cred că e exact, nevoie, exact. Provocarea oricărui antreprenor. Știam foarte bine, asta e foarte important pentru toți cei care vor să înceapă ceva, știam foarte bine că fac un lucru premium, mă pricep foarte bine, ofer un serviciu exclusivist de bună calitate, adică nu-mi permiteam să vină cineva la mine și să nu-i ofer un serviciu de calitate. Asta în primul rând, altfel nu mai începeam. Adică dacă simțeam că nu fac bine, nu mă apucam, că nu făceam doar de dragul de a face ceva, ci pentru că, într-adevăr, veneam cu o calitate foarte bună în piață. Într-adevăr, acest serviciu de croitorie la comandă, în sistem made to measure sau bespoke, oferim și varianta bespoke celor care doresc. Hai să explicăm care este diferența dintre cele două. În sistemul made to measure, pentru că foarte multe persoane, într-adevăr, confundă. În sistemul made to measure, oferim clienților posibilitatea de a face un costum de la zero, deci alegem țesătura, alegem toate personalizările împreună, durează cam o oră să personalizăm plus măsurători. Costumul se face de la zero, însă la măsurători este diferența, pentru că luăm măsurătorile cu un costum de agat, adică cu un etalon pe care nu-l modificăm, ci doar îi aducem anumite alterații pe o foaie, astfel încât costumul clientului, care va veni de la croitori, să vină perfect. Asta este diferența, adică nu luăm un costum de agat și îl modificăm. Facem ceva de la zero. Asta este foarte...
lucru pe care trebuie să-l înțeleagă. Adică mai sunt și persoane care oferă costume de-a gata, de pe raft, le pun pe clienți, le modifică puțin și ăla e costumul, dar nu se întâmplă așa în sistemul made to measure. Iar în sistemul bespoke este la fel, însă vii la mai multe probe, vii la proba fără nasturi, fără mâneci și așa mai departe. Adică pe rămânește un astfel de croitor care face în sistemul bespoke, oferă clientului mai multă atenție, dar este nevoie de mai multe vizite, așadar un timp mai îndelungat. În sistemul made to measure, de aceea îl numim un sistem inovativ în zona asta de croitorie la comandă, pentru că salvăm foarte mult timp. Vii odată, iei măsurătorile, dacă mergi la un specialist foarte bun, atunci, la final, costumul este gata 100%. Mici ajustări în funcție de fluctuația în greutate întotdeauna pot exista. Mai cambrăm sau mai stântăm puțin, mai cambrăm sau mai lărgim puțin. Spuneai mai devreme că ți-ai dorit să faci diferența în piață, pentru că da, concurența nu este mică, prin calitate. Ce înseamnă asta? Cu ce ți-ai dorit să faci diferența? De ce să vină la tine un client și să nu se ducă la cel care ți este concurent? Primul rând, pentru că mă simte, adică omul sfințește locul. Întotdeauna, în momentul în care alegi un astfel de serviciu atât de personal, adică în care omul care interacționezi este foarte important, pentru că din momentul în care te duci până la final, aveți o relație 1-1, este foarte important să simți omul și să primești acea încredere deplină. Din punct de vedere al calității, acum n-aș putea să spun că da, în piață nu poți să găsești calitate și în alte locuri dacă mergi. Nu aș putea să fiu atât de să trimit într-o astfel de zonă discuția, niciun caz. Însă am știut că eu pot să ofer această calitate fără niciun fel de compromis. Adică, până la momentul de față, spre exemplu, după 3 ani de activitate, m-a surprins până și pe mine, pentru că tot timpul în antreprenoriat și mai ales în producție apar diverse challenge-uri, diverse lucruri la care trebuie să te miști foarte rapid pentru ca fiecare client să fie mulțumit, să nu simtă că, eu știu, a venit o țesătură de la un furnizor și a avut o mică, un fir tras sau ceva. Vorbim repede cu furnizorul, comandăm din nou țesătură, clientul n-a simțit că s-a întâmplat nimic. Tocmai de aceea, în acest timp, pentru că suntem hiperactivi din acest punct de vedere, la bază, făcând o mică paranteză, am și o pregătire de customer care, am lucrat în Allianz Tiriac, chiar în customer care, probabil contează și lucrul ăsta, închid paranteza, tocmai de aceea poate după acești 3 ani avem încă acel rating de 5 steluțe și pe Facebook și pe Google, care pe mine mă bucură până în acest moment, până eu știu. Este practic un feedback, o recunoaștere da, a clienților. Da, și oameni care au venit cu feedback exact, fără, nu știu, să le cerem sau ceva. Și ne-a bucurat foarte tare acest lucru. Cum ți-ai găsit echipă? Tu focusei această parte de customer care, dar studiile tale sunt economice și drept, am da. Înțeles. Da. Cum am găsit echipă? Da. Greu. Este greu să găsești oameni responsabili și care să fie și pricepuți în acest domeniu? Oameni responsabili, să spunem că găsești ușor. Într-adevăr, oameni pentru acest domeniu nu găsești. Trebuie să spui celui care vine să te cunoască și care vrea să lucreze cu tine, trebuie să-i spui de la început despre ce este vorba. Să facă un test așa, câteva săptămâni, să vadă dacă se descurcă, dacă îi place, dacă se pricepe și dacă acest domeniu îl reprezintă. Este foarte important. Echipa, suntem 4 oameni acum, 4 persoane în acest moment, am format-o în timp, cunoscând mai multe persoane care au venit, au stat o perioadă și așa mai departe. Adică echipa se încheagă în timp și rămâne solidă lângă business. Care este principala metodă de promovare a businessului și a produselor, până la urmă, a costumelor? Principala metodă este, pentru că asta este era în care trăim, este online. Foarte multe persoane caută online, așa ne găsesc, foarte mulți dintre cei care ne trec pragul, iar prin creșterea numărului de client vin foarte multe recomandări, adică
în domeniul nostru contează foarte mult aceste recomandări, care cresc exponențial de la persoană la persoană. Cu cât este mai mulțumită, cu atât ne recomandă prietenilor să vină cu încredere la noi. Pe lângă asta, mergem la multe evenimente de business, unde suntem prezenți și cunoaștem oamenii în persoană, le spunem cu ce ne ocupăm. Cam astea ar fi principalele metode. Ai făcut o statistică? Câți clienți au trecut pragul până acum? O statistică, în linii mari, da, urmăresc acești indici. Au fost câteva, să spunem, câteva sute spre 1000, poate, de clienți care au și cumpărat. Însă au fost mai multe persoane care au trecut pragul, pentru că este un proces acesta de a cunoaște oameni, de a le povesti despre business și apoi de a trece în partea de efectiv acum. Adică sunt multe persoane care au ajuns la noi, au rămas în pending și revin după o anumită perioadă de timp pentru că ne-au ținut minte. Vin doar să ne cunoască, spre exemplu. Povestim, iar după o anumită perioadă, dacă au nevoie sau dacă vreun prieten de-a lor are nevoie, ne recomandă, că și aduc aminte că au fost la noi, am povestit și au văzut despre ce este vorba. Tu stai și în showroom? Adică ești doar cel care gândește business-ul sau pur și simplu stai și ajuți discuții, ajuți la măsurători și tot ce trebuie? Mi-ar plăcea mie să stau, dar să nu sunt și în showroom, efectiv. Fac și vânzări și măsurători, adică echipa este foarte apropiată acolo, suntem foarte apropiați unii de alții și de clienți în aceeași măsură. Cu toții luăm măsurători, consiliem, vindem. Având un singur showroom în acest moment, mi-este foarte ușor să fac lucrul acesta pe viitor. În cazul unei dezvoltări, de orice fel, eu știu, franciză sau pe cont propriu, atunci probabil va trebui să mă detașez total de această zonă, însă va trebui să fiu 100% sigur că am oamenii super specializați și de încredere care rămân în locul meu acolo, pentru măsurători, pentru consiliere și așa mai departe. Ce sarcini au fiecare din cei patru membri ai echipei tale? Sarcini, în primul rând, de customer care, de vânzări, de consiliere, de a ști să ia măsurătorile. Sunt două persoane sunt pe vânzări și cealaltă parte a echipei este pe back office. Acum probabil cei care se uită la noi se întreabă, bun, și cine croiește la propriu costumele? Exact. Apare această întrebare de foarte multe ori. Fiind un sistem made to measure, este clar că avem ateliere cu care colaborăm. Știm ce calitate ar trebui să aibă o ținută, un costum, o cămașă, o pereche de pantofi, facem și pantofi la comandă, astfel încât colaborăm cu mai multe ateliere pentru a avea variante. Nu putem niciodată să stăm într-un singur atelier pentru că ar putea la un moment dat să reprezinte o piedică în calea dezvoltării și în funcție de cerințele clientului știm unde să apelăm. Avem externalizat acest serviciu. Așadar, nu avem o echipă de croitori acolo, nu știu, într-un o mare locație unde să lucreze zi lumină la costume. Mai ales că lucrăm cu volume mari și nici nu ar putea să fie făcute într-un timp atât de scurt și la o astfel de calitate. Care este primul lucru pe care îl spui unui client atunci când ajunge în magazinul vostru? Bine ați venit! Zâmbind! Cum ne-ați găsit? Și e foarte important să spunem asta. Este foarte important. Chiar mă uitam la câteva cursuri despre energie și despre cum energia din jurul tău te ajută să te dezvolți sau nu, deopotrivă. Uh-huh. Era un experiment undeva în Japonia, dacă nu mă înșel, și e foarte important să vii cu pozitivitate către oameni, dar nu acea pozitivitate falsă, pentru că știm cu toții, putem să intrăm într-un magazin să ni se zâmbească fals. Nu. Cea pozitivitate venită numai din gânduri bune și din proactivitate, da? către persoana care trece pragul. Așadar, în primul rând, primim clientul cu pozitivitate și avem grijă să, apropo de ce îi transmitem prima dată, avem grijă să îi transmitem faptul că, foarte important, probabil multe persoane se întreabă despre acest lucru,
că bugetul pentru ținută este în mâinile sale. Adică să ne spună ce își dorește și apoi noi din toată plaja de țesături, avem mii de țesături, putem să venim cu toate opțiunile pentru că le cunoaștem foarte bine și oferim calitatea cea mai bună, totdeauna premium, în bugetul pe care și-l dorește. Primul lucru pe care îl transmitem clientului în momentul în care ajunge în showroom-ul nostru. Care este profilul clientului Sir Ludovic? Unul înalt, care de obicei zâmbește mai mult. Vin mai multe doamne sau mai mulți domni? Asta pentru că v-a adresat și doamne. Mai mulți domni soțiți de doamne. Interesant. Da, da. Mai mulți domni. Adică încă avem o pondere foarte mare către domni, chiar dacă noi am început puternic încă din 2016 să ne promovăm foarte mult și către segmentul feminin. Către segmentul feminin încă este mai restrâns, iar domnii sunt cei care se îmbracă cel mai mult în continuare de la noi. Așadar, ei au o pondere mai mare. Într-adevăr, de multe ori însoțiți de doamne, de soții, pentru că au nevoie de o a doua părere și așa mai departe. Sunt mai pretențioși. Un proces foarte frumos. Sunt mai pretențioși și domnii sau doamnele atunci când își aleg un costum sau o ținută? Să spunem că ar fi un 60-40 pentru doamne. Adică doamnele sunt un pic mai pretențioase, da. Dar cine e mai dispus să scoată mai mulți bani din buzunar? Aș spune că tot doamnele. Acum, întotdeauna depinde de context. Mie îmi place cuvântul ăsta mult, context. În funcție de context și în funcție de ceea ce își doresc, dacă găsești ceva ce chiar căutau, adică o anumită nuanță și mai departe, noi având mulți furnizori de țesătură, chiar dacă bugetul este mai mare, decizia se ia către achiziție. Adică se acceptă un buget mai mare doar să fie exact ceea ce își doresc. Așadar, chiar dacă aș spune tot așa un 60-40 pentru doamne, în ambele situații, dacă găsesc exact ce își doresc, bugetul poate fi crescut. Deci cumva domnii cumpără mai mult, doamnele sunt un pic mai pretențioase și tot ele sunt dispuse să plătească mai mult atunci când își găsesc materialul și modelul potrivite. Exact. Aș vrea să vorbim puțin despre durata realizării unui costum sau execuție. 4 săptămâni, un termen standard, 4-5 săptămâni. De multe ori ne place să ne surprindem clienții venind un pic mai rapid cu ținuta, cu comanda. În același timp le transmitem că le recomandăm să vină cu 2 luni înainte de eveniment, cel puțin. Adică ar fi foarte bine să avem o astfel de perioadă în care să stea liniștit, să aștepte comanda, iar apoi când vin să facem proba, pentru că pot apărea fluctuații în greutate. De multe ori ni s-a întâmplat plus câteva kilograme, minus câteva kilograme, trebuie să facem mici ajustări la ținută. Nu foarte mari, nu majore, dar sunt foarte importante. Și pentru că ai zis înainte de eveniment, cam pentru ce evenimente? Pentru nunți, pentru petreceri, pentru la birou? Sunt oameni de business, clienții voștri? Să spunem că pentru oamenii de business tot timpul este un eveniment, în sensul că doresc cel mai rapid ținuta, sunt cei care au această rugăminte și cerință. Alte evenimente, într-adevăr, ar mai fi nunțile, evenimentele în care se botează un copil, pentru Revelion, spre exemplu, am avut multe ținute și astfel de pentru acum vara au fost pentru câteva petreceri în aer liber. Sunt evenimente cu o anumită dată și trebuie să respectăm. Și mai sunt persoane care vin într-un termen mai scurt de 4 săptămâni și atunci trebuie să ne conformăm cumva, să găsim soluții la ateliere. Însă trebuie să transmitem și faptul că dacă termenul este mai scurt, există o taxă de urgență, evident, pentru ca respectiva comandă să vină puțin mai repede. Care a fost cea mai mare provocare din acest punct de vedere? Adică să vină, nu știu, o doamnă, că bănesc că noi suntem cele mai... Nu a fost adică pentru... Adică vreau într-o săptămână o rochie care să arate așa. Am avut pentru un domn un costum în 2 zile. Adică 2 zile, efectiv. Am numărat orele. Mi-a venit să cred că am reușit să facem în 2 zile, însă în momentul în care a venit și ne-a cerut acest lucru,
Am spus ok, am verificat la atelier, am verificat dacă se poate și în două zile a avut un costum negru, black tie pentru eveniment. Asta a fost cea mai rapidă comandă. Ni s-a mai cerut într-o săptămână, adică am mai avut astfel de cereri și mai puține zile, însă n-am putut să luăm mereu într-o perioadă atât de scurtă, pentru că nu vrem în linii mari pentru ceilalți clienți să deranjăm liniile de producție și să modificăm astfel termenele. Însă atunci când se ivește cât o astfel de oportunitate, să-i zic, și avem și variantă, cu mare, mare plăcere servim persoana care ne-a cerut acest serviciu. Și apropo de provocări, mi-amintesc că am văzut la un moment dat, în timp ce îmi făceam documentarea pentru emisiunea de astăzi, am văzut că le-ai propus doamnelor să renunțe la rochia de mireasă și să adopte un alt stil. Un costum alb de mireasă. Da, da. A avut... Le-am propus și... Succes inițiativa ta? Au fost atât de curajoase, doamnele? Le-am propus și am rămas cu propunerea. De ce? Nimeni n-a îndrăznit să renunțe la... Sau e trendul ăsta în care fiecare femeie își dorește să fie prințesă? Da. De câte ori am venit cu această, probabil trebuia să fiu Tom Ford ca să pot să am un mare succes cu acest lucru din prima. De câte ori am venit cu această propunere către o doamnă, ori deja făcuse achiziția unei rochii de mireasă, ori eram pending, urma și mi s-a răspuns la unison. Ce idee bună, însă nimeni nu a mers pe varianta asta. Bine, cred că e nevoie și de momentan. Puțin curaj. Este nevoie pentru și de puțin curaj. Pentru că o să da. Fie un impact atunci când da. Toți invitații se așteaptă să exact, iasă o... Exact. Și sunt convins că o să fie foarte multe reacții pozitive. Unul la mână pentru că va fi apreciat curajul și doi la mână pentru imagine, pentru că probabil ați observat de câte ori vedem o doamnă într-un costum, nu știu, sacou, pantalon, făcut la comandă sau nu, dar de multe ori îți dai seama, sau eu cel puțin dau seama când este un costum la comandă, este incredibil pentru că doamnele au alte forme și arată incredibil un astfel de costum și sunt imaginea, altfel puse în valoare. Mm-hmm. Exact. De fiecare dată, adică n-am văzut excepții. Apropo de trenduri, există un trend atunci când vorbim de costume? Sau mergem pe varianta clasică? Anul ăsta se poartă, nu știu, alte culori, alte... În fiecare an se schimbă opțiunile din punct de vedere al culorii, într-adevăr, urmărim acest element. Însă, în principiu, Sir Ludovic se află într-un domeniu, într-o zonă de fashion clasică. Nu avem foarte multe elemente pe care le aducem, le modificăm. Am încercat cu un designer, am vorbit și am făcut un model nou, însă nu am creat ceva care să fie notabil să-l precizez în acest moment. Dar am încercat câteva variante noi. În linii mari am rămas în zona clasică, zona pe care o cunoaștem de atât de mult timp. Care este costumul, varianta de costum, culoare, croială, cel mai des cerută? Primul costum la comandă, pe care îl și recomand dacă cineva vine și vrea să-și facă un prim costum, este cel blue navy, un navy foarte închis, un albastru foarte, foarte închis, slim, da, care să ne complimenteze ca și imagine. Avem grijă de fiecare persoană în parte, pentru că poate sunt persoane care, în momentul în care aud de cuvântul slim, mi se pare că ar trebui să fie super conic, scurt, să se vadă glezna și mai departe și se tem, zic, nu. Nu, mă refer la o ținută apropiată de corp, pe cât posibil, însă să ne ofere lejeritate, sunt anumite elemente pe care le urmărim, la pliurile de la spate, la brațe, la șolduri, pe pulpă, unde să lăsăm confort astfel încât să nu ne simțim stânjeniți în momentul în care purtăm ținuta respectivă. Depinde foarte mult și zona în care activăm, în care lucrăm zi de zi, activitatea pe care o avem, iar noi ținem cont de aceste aspecte în momentul în care facem ținuta. Care e întrebarea? Cam... Dacă există un costum pe care îl recomanzi, exact. Și vorbeai de un prim costum exact. Pe care ar trebui să și-l... Iar un prim costum ar fi cel blue navy pentru că este foarte versatil, poate fi folosit și pe timp de zi și pe timp de seară. Dacă cineva recomandați, pe exemplu, costum negru,
acela by the book nu poate fi purtat pe timp de zi. Este doar pentru evenimente de seară. Însă cel Blue Navy foarte ușor poate fi luat și la un eveniment de seară. Asta ca un prim costum la comandă. Puneți accent pe fidelizarea clienților, adică ați făcut o statistică a clienților care, după ce și-au achiziționat un costum de la voi, să se reîntoarcă. Da. Sau să-și aducă și un prieten. Da, da, aici avem o pondere foarte mare în clienții noștri, adică foarte mulți clienți rămân fideli, tocmai pentru faptul că am avut o chimie foarte bună încă de la început, recomandă și prietenilor și ne reîntâlnim de 2-3 ori pe an pentru noi ținute sau cu noi persoane, pentru că sunt clienți care revin împreună cu prietenul pe care le recomandă. De obicei știu ce își doresc atunci când ajung în magazin? Sau țin foarte mult cont de sfaturile aici, pe care aici e foarte interesant, pe care pentru că sunt persoane care știu, vin cu anumite poze, mi-aș dori să fie așa sau așa și ne arată. Sunt persoane care se inspiră din showroom, se uită la modelele din showroom și astfel aleg. Și mai sunt unele persoane care vin și lasă consilierului această sarcină. Adică spun, am un astfel de eveniment, te rog să-mi spui ce mi s-ar potrivi, ce mi-ai recomanda. Sunt foarte multe persoane care apelează la acest serviciu. Noi ne face o foarte mare plăcere să-i ajutăm și să le recomandăm și creăm ținuta din cap până în picioare. Adică de la sacou, pantalon, vestă, cămașă, pantofi, ciorapi, până la accesorii, cravată, papion, batistă, butoni, bretele. Totul făcut la voi în atelier. Da, da, da. Se poate să găsim toate aceste produse. Elemente. Are românul cultura, nu știu cum să zic, costumului sau a hainei bine făcute? Adică pune accent pe calitate? Da, da. În acest moment pot să spun că da, pentru că în piață sunt foarte mulți jucători, foarte multe branduri care activează în zona de ținute la comandă, așadar, revenind un pic la începuturi, n-a fost greu deloc să îmi fac loc, să dau din coate printre toți ceilalți și astfel piața a crescut, adică awareness-ul pentru această zonă a crescut foarte mult și pot să spun că oamenii care vin la noi m-au surprins de fiecare dată pentru că citesc foarte mult. În momentul în care vor să cumpere un costum la comandă, citesc foarte mult, se informează și vin în cunoștință de cauză. De multe ori am simțit și persoane care îmi făceau un fel de test, așa, întrebându-mă anumite lucruri, anumite elemente, să vadă dacă le știu. Adică, din ce au citit pe internet, să vadă dacă le știu sau ori nu era adevărat ce au citit, ori... Na. Vârsta a fost o provocare pentru tine, din acest punct de vedere? În sensul că ai transmis încredere, na, când vine clientul în magazin, probabil se așteaptă să vadă pe cineva, nu știu, poate mai în vârstă. A fost un element, mai ales în 2016, să spun, și mai înainte de 2016, pentru că, într-adevăr, au fost și persoane care se așteptau să vadă așa un om în vârstă, care se perindă și ia măsurători, adică acea imagine pe care o vezi în filme, însă foarte puțin, adică nu știu, din toți clienții, cred că 1%, 2% să mi se întâmpla. Mi s-a întâmplat și contrariul, să fiu întrebat de unde am atâta încredere, de unde vin cu atâta, eu știu, suflu către ei și cu atâta informație și m-a surprins plăcut, adică asta îmi dădea aripi și mă făcea să-mi doresc să creez ceva pe cont propriu. Așadar s-a întâmplat, au fost și persoane, dar ce pot să zic este că persoanele respective erau un pic mai în vârstă și așteptau să se întâlnească cu cineva mai în vârstă, probabil le-am dat dreptate dacă am stat un pic să ne gândim. Bine, aici sunt două puncte de vedere. Unii se gândesc că vii cu, așa cum ai zis tu, cu un suflu nou, cu lucruri noi adăugate business-ului și calității și ideilor exact. Pe care le pui în practică, sau sunt și alții care cred că odată cu vârsta ai vorba de experiență. Exact, asta exact, nu cred că exact. Ține adică de cum îi poți influența tu. Cei sau... care sunt de aceeași vârstă sau chiar mai tineri, nici măcar nu își pun această problemă sub nicio formă. Mi acordă încredere și asta mi-a plăcut foarte mult încă de la început pentru că mi-au dat voie să lucrez și să pot să vin cu calitate către ei.
Aș vrea să vorbim puțin și despre cifre. Ai început în 2016, ai zis? Ianuarie 2016. Investiția a fost de 20.000 de euro. Cum a evoluat business-ul? Ca și cifră de afaceri. A crescut de la an la an. 2016, 2017, de la an la an am crescut. Am trecut, cred că am fost la 150.000 de euro, anul acesta 180.000 de euro, înainte cu un an 120.000 de euro, mai înainte 100.000, deci cum, sau 90.000, deci 90, și tot așa, a fost treptat. Ca și profit putem să ai niște cifre? Da, și din punct de vedere al profitului, dacă nu mă înșel, mie nu mi-au plăcut oricum cifrele atât de mult mereu, însă a trebuit să mă uit să le analizez. Anul trecut, dacă nu mă înșel, am avut undeva la 50-60 de mii de RON profit. Iar cu un an înainte, un pic mai mic, tot așa a crescut gradual. Anul trecut a fost anul cel mai ok până în momentul de față și cred că ăsta este un element la care mă așteptam, evident. Dacă oferi calitate și clienții te recomandă, baza de clienți crește, așadar și volumele. Și cu cât am venit și cu mai multe produse în oferta noastră, cu atât era clar că și cifra de afaceri va crește ușor, ușor. Ne apropiem de finalul interviului. Vreau să te întreb ce planuri ai de viitor, ce obiective ai. Cum ții pasul cu concurența sau cum îi depășești? Și mai ales, foarte important, dacă ai de gând să te extinzi în afara țării. Pentru aceste lucruri, în acest moment citesc o carte care se numește Blitzscaling. Este foarte interesantă. O recomand tuturor celor care ne ascultă dacă sunt într-un moment al afacerilor în care trebuie să iau o decizie asupra extinderii sau asupra faptului de a ieși peste granițe. Și mi-a deschis așa foarte multe orizonturi, pentru că m-am gândit îndelung la următorul pas. La începuturi a fost și o mare frică în fiecare an, adică eram destul de stresat cu cheltuielile operaționale, cu satisfacerea tuturor clienților și așa mai departe, încât să mă gândesc și la extindere, însă în acest moment am ajuns într-un punct în care spun ok, haideți să vedem de acum înainte care este planul. Și sunt mai multe opțiuni. Printre altele sunt implicat și într-un proiect, Startup Bridge se numește, celor de la Romanian Business Leaders, un proiect care impulsionează businessurile din România să iasă în afara granițelor. Acolo merg mereu la fel și îmi iau foarte multă energie, astfel încât să învăț, să văd cum se face sau să prind acel suflu pentru a ieși chiar și în afara țării pe viitor. Ca și plan imediat, aș mai dori încă un showroom în țară. Asta ar fi imediat. Acum aveți unul singur într-unul din hotelurile importante din București? Da, da. Într-un hotel în București. Ne-am mutat din căderea Basiei de la început și acum ne-am pus bazele într-un hotel de 5 stele din București. Iar pe viitor dorim extinderea în alt oraș, în principiu în România. Asta ar fi un pas imediat următor. Am înțeles. O ultimă întrebare am la tine. Ce ți-ai fi dorit să știi sau ce-ai sfătui un tânăr la început de drum care vrea să înceapă o afacere? Sau ce ți-ai fi dorit tu să știi atunci când ai pornit acest business? Cel mai important lucru. Foarte mulți oameni apreciază la cei care încep și care fac lucruri pe cont propriu, eu știu, mai ales cei care sunt angajați în multinaționale, curajul celor care încep. Însă am citit la un moment dat o anecdotă despre curaj și spunea că curajul înseamnă să faci un lucru chiar dacă știi că s-ar putea să te doară, da? Făcând acel lucru, adică să ai de suferit. Însă la fel este și cu, era în engleză, stupidity, adică e exact același lucru. Celor care încep, aș vrea să le spun că trebuie să știe că se înhamă la foarte multă muncă. Trebuie să știe că e foarte multă muncă și trebuie să socializeze foarte mult, să cunoască foarte mulți oameni, să iasă foarte mult, nu să stea închiși sau să stea în locurile în care sunt, pentru că nu-i ajută la nimic. Nu o să pice ceva din cer sau nu o să
eu știu, să se îmbogățească peste noapte. Trebuie să cunoști foarte mulți oameni pentru a vedea că sunt foarte mulți oameni în aceeași situație și a primi sprijin din mai multe zone și idei. Și absolut toate ideile pe care le au să le spună către ceilalți. Da, am zis anecdota la început pentru că mi s-a părut foarte amuzantă, însă trebuie să fie curajoși, da? Deci e foarte important. Curajul trebuie este important. A leap of faith, da, deci trebuie să faci acel salt. Sorin Moldoveanu, mulțumesc foarte mult că ați fost la Adevărul. Mulțumesc și să eu. Știi că suntem în continuare cu ochii pe tine, să vedem ce faci. Mult succes în continuare. Mulțumesc, mulțumesc. Vă mulțumesc și noastră că ne-ați urmărit. Vă invit să rămâneți cu Adevărul.ro. La revedere!